Începând cu data de 17 ianuarie, 5 centre de vaccinare din județ și-au suspendat activitatea în restul centrelor, reducându-se numărul de fluxuri. În momentul de față, doar 9 centre sunt active, acestea dispunând de un număr de 11 fluxuri. Cauza acestei suspendări este adresabilitatea scăzută, constatată în urma unei analize care a condus la luarea deciziei de suspendare. Printre centrele cu activitate suspendată se numără și SJU Târgu Jiu, Stoina, Bălteni și Spitalul din Turceni. Data de 17 ianuarie s-a suspendat activitatea la 5 centre de vaccinare din județ, iar la celelalte centre s-a redus numărul de fluxuri. Deci avem active acum un număr de 9 centre de vaccinare cu 11 fluxuri de Pfizer, Johnson & Johnson și Moderna, doar la stadionul municipal, la centrul de vaccinare din Târgu Jiu se face vaccinul de la Moderna. Datorită adresabilității scăzute, am făcut o analiză și am luat această decizie de a suspenda momentan activitatea centrului de vaccinare de la SJU Târgu Jiu, de la Stoina, Bâlteni, Spitalul din Turceni și celelalte centre au rămas active, dar v-am spus cu un singur flux de vaccinare. O nouă analiză a activității centrelor va fi realizată la sfârșitul lunii ianuarie, iar în condițiile în care adresabilitatea va fi la fel sau chiar mai scăzută, se va lua măsura suspendării temporare a acestor centre. O altă cauză este de asemenea și prețul ridicat al facturilor la energie și gaze naturale, fiind constatată o triplare a cheltuielilor în ultima perioadă. La sfârșitul lunii o să facem din nou o analiză, iar dacă adresabilitatea este foarte scăzută în unul dintre aceste centre care vi le-am enumerat, putem să recurgem la măsura suspendării temporare a acestora. Mai este o problemă acum cu prețul la energia electrică care a sărit și la gazele naturale. Deci avem centre care, dacă să zic în luna noiembrie, plăteau în jur de 7-8 mii de lei pe lună pentru încălzire și 2-3 mii de lei pentru energie electrică. Acum prețurile au explodat și cheltuielile s-au triplat pentru aceste centre de vaccinare.